Râmnicenii au avut parte de un final de an liniștit. Cel puțin poliția locală nu a înregistrat evenimente deosebite de sărbători. În toată această perioadă, ordinea publică a fost asigurată de agenții din cadrul compartimentului rutier și ordine publică. Fiecare an, în preajma sărbătorilor de anul nou și a nașterii Domnului, am mobilizat agenții poliției locale din cadrul compartimentelor rutier și ordine publică pentru dirijare trafic, patrulare pe zona centrală și zonele aglomerate pentru prevenirea unor evenimente antisociale. Și anul acesta, de Crăciun și anul nou, în municipiu s-a înregistrat o fluență mare a traficului rutier. Aglomerația a fost cauzată și de numărul mare de râmniceni care muncesc peste granițe și au venit acasă de sărbători. Ieri seara, agenții locale au fost prezenți și pe drumul european 85 pentru a asigura fluidizarea traficului. Au fost într-adevăr mulți cetățeni veniți anul acesta din alte țări, acolo pe unde muncesc, pe unde au plecat, veniți pe raza municipiului Râmnicu-Sărat, de aceea ne-am luat măsuri cu privire la parcările de rezidență, cu privire la traficul în zonele centrale și zonele aglomerate. Numai ieri seară am ajutat la acea fluidizare de trafic și prevenție pe zona municipiului Râmnicu-Sărat pe E85, intrare și ieșire din oraș. Reprezentanții poliției locale Râmnicu-Sărat au instituit din timp măsuri speciale pentru a asigura ordinea și liniștea publică în locurile aglomerate din municipiu. Organizați în patrule, polițiștii s-au aflat pe străzi de sărbători, dar au monitorizat situația și cu ajutorul sistemului video.